Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Este vorba despre un proiector 2300 de lumeni, culoare 5700K, așa, fără baterie, fără încărcător, dar în schimb are un încărcător și un adaptor de la 12 la 20V, deci ăsta merge și cu 12V. Deci în caz de ceva o să-l puteți pune și la bateria de la mașină. Deci 12V, 2A, 20V, 2A. Așa. Interesant că are mai multe baterii. Aici modalități de a pune bateria. Așa. Uite rog. Deci reflector cu LED și acumulator. PLSA20 litiu A1, fără acumulator, fără încărcător. Deci astea se cumpără separat. Include alimentator pentru utilizarea imediată. Pentru iluminare mobilă, limitată din punct de vedere al suprafeței și al duratei în spații interioare. 20 de LED-uri performante, cu două trepte de luminozitate reglabilă, 2300 de lumeni sau 1000 de lumeni, și mod de iluminare intermitentă. Cap pivotant pentru iluminare optimă. Carcasă robustă cu mâner, două filete integrate de 5x8 și 1x4 pentru utilizare cu un stativ. Posibilitatea de funcționare cu alimentator sau acumulator. Utilizabil cu toți acumulatorii din seria X20V-TIM și X12V-TIM. Sau la priză cu ajutorul alimentatorului. Flux luminos maxim 2300 de lumini, culoarea luminii alb, lumina zilei 5700K, durată de iluminare la funcționare cu acumulator și 2300 de lumini, 12V, 2A, circa 50 de minute, 12V, 4A, circa 100 de minute, 20V, 2A, 85 de minute și 20V, 4A, circa 170 de minute. Adică 3 ore. Na. 200 de minute, inteligent, 8 amperi, la 8 amperi, 400 de minute. Alimentator circa 1,5 metri, adaptor pentru acumulator de 12V, dispozitiv compatibil cu toți acumulatorii din seria X20V-TIM, 2A, 20V, 2A, acumulator și încărcător pot fi comercializat și prin intermediul unității de service pentru datele de contact, a se vedea instrucțiunile de utilizare. Sursele de lumină pot fi înlocuite doar de producători fără deteriorarea permanentă a produsului înconjurător. Produsului în mediul înconjurător. Fără deteriorarea permanentă a produsului. Stativul nu este inclus în volumul ofertei. Acest produs nu servește iluminării încăperilor. Da. Bă. Astăzi intră în folosință, să vedem cât o să țină. Până la o nouă experiență. Deci avem un alimentator de 18V. Cât scrie acolo? 1,5 amperi, adică 27 W. Și asta e adaptorul.
la 12 volți. Iar ăsta e cu sublimatul de 4 ampere. Aici avem butoanele pornit, două butoane, așa, o dată, slăbit un pic, cred că încă o dată s-a închis și încă o dată s-a aprins. Și încă o dată s-a așa, băi, dar unde? Aha. Și așa e, așa e intermitent. Dar interesant că e intermitent cu un delay destul de măricel. Da. Dar ăsta e butonul de pe mijloc, care nu prea e buton, nu știu. Ia. Mă, dacă apăs numai. Deci apăs intermitent încă o dată. Mai apăs o dată. Gata, s-a închis. Ok, până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută. Are mai multe modalități de prindere. Da, un cârlig aici. Interesant. Până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută.